Cu salut, Belo! Domn profesor, bună ziua! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Bine ai adus cupa! Domn profesor, v-am adus trofeu ca să-l mai vedeți, că ați uitat de foarte multe ori, ori ca să-l cuceriți, țin minte, și cu Rapidul și cu Dinamo și v-am adus ca să vă aduceți aminte de acele zile frumoase care... Să vedem cine le anul ăsta, Belo! Da, anul ăsta o să avem o finală interesantă. Da. A fost o realizare să ajung să calific echipele în semifinale. Am jucat 3 semifinale, am calificat Rapid odată în final, am jucat 2 sferturi de finală. Deci lucrurile sunt și cu plus și cu minus. Regret și m-a marcat mult că nu am putut să câștig o Cupa României, dar asta este. Amintirile nu sunt de fiecare dată foarte plăcute, dar trebuie să iei din ele întotdeauna ce este mai bun și ceea ce crezi că ai făcut bine. Haideți să începem cu primul sezon care înseamnă și prima semifinală pentru dumneavoastră, sezonul 90-91 cu Inter Sibiu. Ați trecut în primul tur atunci de Minerul Băița, care era din C, după aceea de Sportul Studențesc. A urmat apoi sferturile tur-retur cu Farul Constanța, cu un meci cu dus și întors. Da. Vă mai amintiți 2-1, 0-1. 0-1, da. Da, a fost o perioadă bună a echipei noastre, a Interului Sibiu. Atunci am terminat pe locul 4 campionatul. Atunci a apărut la prima echipă națională Dorinel Munteanu și Mihali în perioada aceea. Locul 4 și o semifinală de Cupa României era foarte mult pentru Sibiu în momentul în care tu veneai doar după 2 ani în divizia. Era foarte mult, reprezenta ceva. Ne-am prezentat destul de bine, am jucat semifinala cu Bacău, am avut o neșansă, o fază care ne-a împiedicat să mergem mai departe în prelungiri, pe o ploaie torențială, o minge a sărit dintr-o baltă direct în tibia lui Viorel Jurcă, de acolo la un mijlocaș Gică Burleanu, care a înscris lejer și s-a terminat. A fost un vis frumos, am ajuns să jucăm semifinala. A fost 0-0 la Sibiu, nu? Da, 0-0 la Sibiu, 0-0 la... și era minutul 94-95 la Bacău. A fost stadionul plin la Sibiu când a jucat turul aici? Da, da. La Sibiu, da. Când echipa a promovat în divizie, a jucat tot timpul cu casa închisă. Mi-aduc aminte, după ce am promovat în divizia B, din divizia C, primul meci al Stelei ca câștigătoare a Cupei Campionilor a fost la Sibiu. A fost 2-2. Un meci, un friendly game, da. Da, un meci amical. Un meci amical, dar da. Mi-aduc aminte că toată lumea spunea o să rupă sibienii stadion, da. Porțile, să intre, să vadă Steaua. Și era normal la ce a reușit Steaua în acel an. Apoi în sezonul 92-93, tot Inter Sibiu a fost terminat de în sferturi de finală de Maramureș, Baia Mare. Da, mi-aduc aminte. În 2-2 și 0-1. Da. A fost surprinzătoare dubla asta, vă așteptați, era echipă de eșalon. Nu m-am așteptat și îmi asum greșeala care am făcut-o în acel moment. Eu am promovat foarte mulți jucători tineri de la Sibiu. La un moment dat erau vreo 7-8 jucători care erau în echipă. Deci echipa avea identitate ca echipă a Sibiului și erau jucători buni. Radu Niculescu avea 16 ani și cu jucătorii ăștia am făcut-o și cu alții. Am spus, indiferent cum joci, rămâi în echipă. Deci să nu-ți fie frică, să nu ai teamă, să nu ți se întâmplă nimic. Deci să nu consider că meciul ăsta, dacă îl joci prost, va fi ultimul meci. M-am încăpățânat, Radu a făcut un meci prost și oamenii în tribună, bă, mai schimbă-l, mai... Și n-am vrut. Și m-am încăpățânat.
Și probabil că dacă eram mai liniștit, mai calm, luam alte decizii în acel moment și treceam de Baia Mare, mai ales că ne trebuia doar un joc egal. Dar am avut foarte multe ocazii, s-a ratat foarte mult, și dar asta e. Nu. Erați cumva la Rapid în sezonul 93-94, când a jucat cu Aro Câmpul Lung? Da, pe gheață. Pe gheață, nu? Da. E un meci inedit al cupei, face parte din tezaurul ăsta de povești frumoasele cupei. Spuneți-ne că a fost un meci la pierdut la penaltiuri acela. Da, a fost un meci în care cred că nu trebuia să se dispute. Marcelică a decis, el a arbitrat, a decis ca jocul să fie. A fost un patinoar, efectiv, gheață pe tot terenul. Probabil că s-a considerat, jocul cred că a fost undeva în decembrie, da, și să nu mai vină încă o dată echipele să mai facă, a fost o opțiune destul de ciudată în acel moment, dar nu se putea juca pe teren, era imposibil să joci pe gheața aia și am scăpat, am fost fericit că am scăpat fără accidentări. Am ajuns la 11 metri și țâră, da, alunecat și n-am mai apucat să tragă, dar mingea s-a mișcat și am pierdut calificarea. Dar a fost chiar în primul tur. Exact, în primul tur. Da, primul tur. Și vine un sezon deja celebru, ca să zic așa, dulce amar cu Rapid în Cupa României, 95. Ajungeți în sferturile de finală. Zdrobiți Steaua 4-1. Ce amintiri aveți din sezonul ăla, din parcursul acela de Cupa României? În primul rând, cred că în noaptea aceea s-a beut cea mai multă bere în Giulești. Da, toată lumea era fericită, era încântată. Era la pauză, scorul era 1-0 pentru Steaua. Da. Și jocul a fost egal, a fost un joc aspru. Stadionul Național cred că a fost aproape plin. A fost și o lapăviță și ninsoare la un moment dat. Și în repriza a doua a fost a noastră. Dar am avut o echipă foarte bună. Am avut trei atacanți care au jucat foarte bine. Vlădoiu Vârde Atac și Dănuț Lupu și Iulian Chiriță. Am jucat cu trei atacanți, da. Avea fotbaliști. Da, am avut, au jucat, da, Lupu a făcut un meci extraordinar de bun și am reușit, la Steaua a jucat foarte bine Panduru. Juca extraordinar, ce mai era pentru mine, a fost o problemă mare, ce să fac cu Panduru. Militarul Panduru. Da, era militarul Panduru, Ilie Stan da. Era Lăcătuș, Steaua avea echipă, avea linie de fund, era Panait cu... Răchită, nu? Tony Doboș, Tony Doboș și cu... Na, Dumnezeu să-l ierte, cu Didi Prodan. Didi, da. Și Pârvu era fundat sâng, era... Mi-era extraordinar de greu. Ce fac cu Panduru? Țin minte că m-am frământat zile întregi ce fac cu Panduru. Am zis, un singur jucător poate să-l rezolve pe Panduru în ce formă era atunci, Mutică. Mutică. Și toată lumea îmi spunea, băi, pe Mutică, fiindcă el e fundaș central, Panduru să-l întoarcă ăsta, până la urmă face faulturi, o să primească cartonașe, o să-l elimine, deci era o problemă mare. Atât am vorbit cu Mutică în săptămâna aia. Atât el am arătat pe Panduru la video. Da. Și acolo s-a rezolvat. A fost cheia meciului. Da. A fost o cheie grea de tot și Mutică a rezolvat. Ați simțit după acest sfert de finală, după victoria asta mare cu Steaua, că sunteți mai aproape ca oricând de posibilitatea de a cuceri trofeul Cupei României? Eram convins. Erați convins. Da, pentru că am avut un moment atunci când echipa a câștigat 5-1 cu Faru, a câștigat cu Craiova, a câștigat 3-0 cu Petrolul, cu care urma să joace finala. Deci echipa a jucat bine. Cam cu câte zile înainte de final a fost practic schimbat de la Rapid?
După o săptămână, după meciul cu Steaua, am jucat cu la UTA. Am pierdut la UTA. Era previzibil, cumva, după euforia, după bucuria aceea imensă din cupă. Din cupă. Din cupă puteai să joci cu orice echipă și să o bați. Eu am trăit o asemenea bucurie când m-am dus la Rapid, am câștigat cu Steaua după 18 ani. Deci 18 ani Rapidul n-a câștigat. A fost exact aceeași stare de euforie, de entuziasm, de... era toată lumea, erau tribunele la Giulești unde veneau foarte mulți spectatori la meci. Această rivalitate între Giulești și Steaua. Și eu m-am întors în 98 la Steaua. La Steaua, da. 98, 99, 2000, 2001. Da. În 2000, da, când eram la Rapid. La Rapid, da. Păi v-am întâlnit ca antrenor, da? Da. Da, stai că odată am făcut 1-1, da, mi-aduc aminte, da. În Ghencea. 1-1, da, da. Și odată am câștigat 2-1. Mi-a dat Spadas și eu goluri, da, tot în Ghencea, da. Vă profesor să aduceam mai victoriile. Da. Nu, mi-aduc aminte și înfrângerile. Și-a adus aminte și de înfrângeri. Și înfrângeri și greșelile care le faci. N-ai cum să nu-ți... Da, profesor se auzea când de pe bancă, se auzea când era vocal așa, se auzea de pe bancă când echipa mai mergea mai... Iar un sezon de semifinale, cel cu Dinamo. Da. Când erați la Dinamo. Spuneți-ne povestea sezonului acela de cupă cu Dinamo. Ați trecut de Corvinu, de Alba Iulia, de Oțelu și v-a eliminat Rapidul. Rapidul cu Lucescu, antrenor. Da. Eram cu Neamircea, la Dinamo da. Și da. Cum a fost povestea acelui parcurs? În primul rând, echipa din acel moment a lui Dinamo a fost o echipă de mare perspectivă. Erau toți jucătorii care i-au avut pițurcă la cei 8 jucători care i-au avut pițurcă la echipa națională de tineret cu care s-a calificat și erau jucători de real talent. Însă era o echipă care avea fluctuații. Însă în acel meci cu Rapid, la Rapid juca Rednic, juca Neluțu Sabău, juca Lupu. Deci era o echipă care era mult mai experimentată decât copiii noștri. Dar jucătorii lui Dinamo au făcut un meci extraordinar de bun. Și urmează, domnule profesor, încă un sezon la Rapid, 2001-2002. Povestiți-ne și despre... A fost de cupă, să vă povestesc, sau da. De campionat. Mai întâi de cupă. De cupă am calificat echipa în finală și cu 12 zile înainte n-am mai ajuns la finală. A fost schimbat. Da. Da. Cum ați primit vestea? Cum s-o primești? Te marchează pentru o perioadă lungă de... Și de la cine ați primit vestea? Că asta e mai important. De la presă. De la presă? Da. Deci n-ați fost anunțat de patronul Rapidului, nu. Da. Nu. Presa a aflat înainte. Da, presa a aflat înainte. De 12 zile înainte de final. Da. Cu trofeul pe masă și cu locul, trebuia să luăm locul 3, care era deja asigurat pentru cupele europene, iar contractul. Dar... Ați putut să urmăriți măcar la televizor finala? Da, cum să nu. Adică dacă v-a lăsat inima, ca să zic. Da, am urmărit-o și le-am ținut pumnii la jucători, cum să nu. Deci am lucrat un an de zile cu ei, extraordinar. A fost un an plin. A fost echipa cea mai bună în campionatul, în acel campionat Rapid. A reușit dubla aceea, a reușit 3 tururi în cupele europene, culminând cu Paris Saint-Germain. S-a calificat în final, a reușit victorii importante cu Dinamo, cu Steaua. Deci echipa a jucat bine și echipa era foarte bună, foarte bună. Și jucătorii erau, cred că în acel moment erau cei mai buni jucători. Și erau numai jucători români. Erau numai jucători români și erau foarte buni. Trebuie să iau ce este bun și ce am lăsat în urmă. Și la Rapid, în acel an, au ajuns jucători în echipa națională, care au rămas o perioadă mai lungă
de timp. Jucător la echipa națională am avut de când am început cariera de la Sibiu. Dorinel Munteanu a ajuns la echipa națională de la Inter Sibiu și are cele mai multe selecții. Mihali, care era de la Sibiu, deci au fost. Și trebuie să iau partea plină a paharului. Nu mă uit niciodată la ce a fost și nu regret. Și nu m-ați auzit niciodată să îmi critic patronii sau conducători. Domnul profesor, ați antrenat la multe echipe și în multe mandate. Vreau să vă întreb, unde ați simțit Cupa României care are cea mai mare importanță pentru suport? În Giulești? În Giulești. Simțeați că efectiv da. Pentru tribune Cupa României înseamnă? În Giulești. Pot să spun că sentimental a fost echipa care mi-a plăcut foarte mult. Și nebunia aceea care era cu Mincea, că m-am dus prima dată, Mincea era șeful galeriei. După aceea a apărut copilul Mincea, Corsicanu și mai știu eu cine. Deci, da. Deci era Mincea. Deci, dacă treci prin toate aceste etape, vezi, după aceea s-a pus preț mare la Dinamo în campionatul acela, cu jucătorii aceia, cu Florentin Petre, cu Mihai Tararache, cu Adi Mihalcea, cu Cosmin Contra, cu toți copiii ăștia, care au format o echipă de foarte bună. Pentru că acei jucători, cu trei implanturi, cu Jean Vlădoiu, care venise de la Rapid, cu Ionuț Lupescu și cu Adi Mutu au câștigat campionatul celălalt. Da, da. Da, da. Deci au câștigat campionatul fără efort foarte mare. Acești copii care deja făcuse pasul de la echipa de tineret, că au terminat cu ca vârstă echipa de tineret și Pițurcă i-a luat mai departe la echipa mare. Și cred că a făcut foarte bine că a făcut chestia asta. Ați câștigat Cupa Balcanică cu Inter Sibiu. Da. Finală de Intertoto cu Vaslui. Ați fost legat cumva de cupe, dar totuși a lipsit întotdeauna din mai mulți factori. Uneori sportive, alteori decizii de patronat, ca să spun așa, a lipsit cupa. Alteori poate inspirația mea, care n-a fost cea mai bună, o decizie care poate am luat-o și n-a fost corectă. Când a fost înlocuit prima oară de la Rapid, după un parcurs bun de Cupa României, după acel 4-1 cu Steaua, a venit antrenor și a fost antrenor în finală Sorin Cârțu, ce mi-am inteles. În 2001-2002, cine a fost numit antrenor înainte de finală? Rednic. Ați apucat să discutați ulterior cu domnul Sorin Cârțu, cu domnul Mircea Rednic, despre această situație? Da, Sorin a fost foarte corect. L-au contactat, cine l-a contactat de la Rapid dacă preia echipa, și Sorin primul lucru mi-a dat telefon și am zis, Sorine, că vii tu sau vine altcineva, este nesemnificativ pentru mine ca antrenor. Este o problemă a conducerii, nu a mea cu tine și nu văd de ce ar avea, de ce ar fi o problemă. Și eu m-am dus când au fost schimbați alții antrenori. Dar nu m-am dus niciodată când era un antrenor în funcție. Să discut. Dacă ar fi să rezumați așa într-o propoziție, ce a însemnat pentru cariera dumneavoastră, ce au însemnat de fapt parcursurile în Cupa României, ce le-ați spune tinerilor antrenori de astăzi, care încep cariera de antrenor, și tinerilor jucători, care astăzi poate joacă pentru prima oară într-o ediție de Cupa României? Ce înseamnă Cupa României? Cupa României e un trofeu în care se cântă imnul. Deci e un trofeu are o semnificație, cred că destul de importantă. Atâta timp cât se cântă imnul țării, cred că e destul de semnificativ pentru oricare jucător. Cine credeți că ridică anul acesta trofeul Cupei României? Sentimental, aș vrea să câștige Leo Grozavo, pentru că mi-a fost jucător și la Dinamo și la Cerlău Piatra Neamț, pentru că
este un jucător foarte serios, un jucător care a avut la noi în campionat, cred că cea mai bună pasă lungă. Avea la un moment dat, da, trasoarea, așa, mi-aduc aminte, un meci cu Dinamo, a dat o pasă, o lovitură liberă de la noi din teren, l-a lăsat singur cu portarul pe Marc, da, așa, la 60 de metri o pasă și a dat gol. Și în al doilea rând, pentru că este Robert Iliaș. Da, da, da. Care, da. Tot la sesi secunde. Da. Pe Robert Iliaș l-am adus la Rapid, fără să-l cun... adică fără să stau o dată măcar de vorbă cu el. Niciodată, da. A fost un jucător, vorbeam înainte cu Belu, fără jucătorii ăștia nu poți să câștigi. Niciodată. Niciodată. Robert Iliaș, dacă îl puneam la stâlpul ăsta și ziceam, ăsta nu poate să miște, nu mișca, că ăsta știa ce trebuie să facă. Da, fără jucătorii ăștia care sunt neînsemnați, de recuperare, de a închide care spații, sunt fără ăștia, nu poți să câștigi, n-ai cum. N-ai cum, poți să care fii muncesc mult, dar nu se văd în, da, în, ei nu în, se văd. Ei nu se văd în joc, în teren, dar muncesc foarte mult. Da, fără ei nu poți să joci. Da. Cum era în echipa aia la Steaua, era Beloni și cu Tudorel Stoica. Tudorel Stoica. Ce, exact. Ce erau exact. Erau acolo fără ăștia doi. Nu. Belo și cu cine era acolo, cu Bumbescu, nu, cu Faneș, cu Lană, nu poți. În momentul când te lasă, ești... Nu poți. Ai nevoie de jucători ești. Anul trecut, fiind... ambasador. Da, fiind echipă din Sibiu, da. Federația m-a nominalizat să fiu ambasador și am fost la finală. Deci am fost aproape de finală. Da. Ați cucerit atunci. Acum, da. Am vrut să-i o fur de la Belo, dar Belo nu m-a lăsat. Păi nu, că nu am voie să... Da. Așa e. Sincer, cum vă simțiți fizic așa când vedeți trofeul și că sunteți aproape de el? Mi l-aș fi dorit oricând să-l am în vitrină, dar asta este.